și vreun 4 și iară stânga. El acum corpul trebuie să încetine. Dați-mi. Am auzit, dragă, că când o vii aici, o dată în mașină, dacă am auzit. S-a auzit că o venea cu viteză sau nu știți? Nu știu asta, adică eu nu văd mă acum. Bă, băiat, îl cunoașteți? Da, îmi se schidești din localitate. Păi nu știu, dragă. Dar din ce parte venea? Sau cu... de casă. Tirul dădea în spate și o lovit? La colonia la ala, cred că o fost de jină și eu o șez de cara la colonia. Mi s-au s-o asigurat. Ce ai văzut? Ce să văd? Nimic n-ai văzut. Mă motocicletă a mers în față. Atât a văzut cât am văzut. Da, o trecut pe lângă voi? Sau... a trecut mintea. Da. M-a sunat o bubuitoră și a trecut motocicleta cu noi. A fost puternică? S-a auzit tare? La 190 ce mai aștepți? 190? Așa viteza avea? Așa, dar a fost anunțată poliția TTT să-l oprească că a avut 190. A, deci s-a auzit prin stație că... Nu s-a auzit. Au fost dubițe care au adus de ținuță și ei s-au prișinozis. Eu am avut de la de măsurat. Și avea 190? 190, au zis să ia cu avut la oră. Puteți să-mi fac. Și oare ăsta cu tirul încerca să iasă? Nu, am dat să intrăm. Doar în inimere semnalizările, TTT. Voi ați vrut să intrați? Am inimit aici să intrăm. Și v-a lovit în spate? V-a lovit în spate. La viteza aia. Ajung și o vedete la televizor. Unde era? În jurul orilor 11:30, pe raza localității Iclot, pe drumul național 1C, s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două autovehicule, respectiv o autoutilitară și o motocicletă. Accidentul a avut drept urmare decesul motociclistului. În prezent efectuăm cercetări pentru a lămuri cu exactitate cauzele care au dus la producerea acestui eveniment.